Ziua Europei a fost marcată și de tinerii pasionați de sport. Astfel, în Glodene a avut loc un turneu deschis de mini-fotbal cu genericul Cupa Europei, organizat de Clubul de Fotbal Grăniceru Glodeni și Consiliul Raional. În concurs s-au înscris 6 echipe care au reprezentat localitățile din raion, societățile comerciale și o echipă din raionul Râșcani. Cu o întârziere de 2 zile, la Glodeni a fost marcată Ziua Europei printr-un turneu deschis la mini-fotbal. La competiție au participat echipe de fotbal din primăriile Cuhnești, Balatina, Fundurii Noi și Dușman, echipa Consiliului Raional Glodeni și Râșcani. Consiliul Raional, совместно с футбольным клубом, проводит сегодня традиционный турнир по мини-футболу Кубок Европы. Țin să vă salut în această zi și această cupă, cum a fost botezată Cupa Europei, să fie un început bun pentru sportul nostru de viitor. Eu v-aș dori ca, începând cu ziua de azi, încet cu încetul să vă apropiez de Cupa Europeană adevărată. Și sper că o să aveți ocazia, în colaborare cu țările europene, să promovăm și noi fotbalul nostru. Și cred că de aici, de la noi, neapărat o să fie cineva care o să ne apere cinstea și acolo. Tinerii care au participat la competiție au luptat pentru a obține cupa transmisibilă, pentru a apăra onoarea satului pe care îl reprezintă și cu tot speră să ajungă fotbaliști renumiți. Cum te va obține să participi la acest turneu? Modul sănătos de viață și poate mai departe o carieră în așa. Ce părere ai despre adversari pe gaz? Da, sunt echipe foarte bune și poate o lua un loc mai bun. Da, să ne stăruim cu toată echipa și cu multă motivație să facem tot și posibil să câștigăm. Eu aici am venit să particip pentru ca să apru cinstea satului Dușman și sperăm că o să câștigăm. Ce părere ai despre adversari? Cred că ei sunt, a să fie foarte greu, ei sunt adversari puternici, după cum se vede după primul meci, dar noi cred că o să ne străduim să câștigăm, să fim cei mai buni. Aniversarea de astăzi este una deosebit de interesantă și ne pare bine că participăm la acest turneu de mini-fotbal. Ne mulțumim domnul Reboi că i-a invitat. Sunt multe echipi și concurența e mare. Sper să vină prietenia și cel mai puternic. La sfârșitul competiției au fost înmânate diplome și cupa transmisibilă, care a fost obținută de echipa de fotbal a Consiliului Raional Glodeni. Pe locul 2 s-a clasat echipa din Râșcani, iar pe 3 echipa a primăriei Dușmani, care au fost premiate cu diplome.